Evrei 11, începem citirea Cuvântului lui Dumnezeu cu versetul 1. Epistola către Evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el a așteptat cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om mort și încă un om aproape, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o semânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primisese făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese, în Isaac vei avea o semânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el paștile și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, când au încercat să o treacă, au fost înghițiți.
prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel, de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, biserica mea mamă, biserica din Mănășturi, biserica unde am primit credința, unde am crescut în credință, unde mi-am format prieteni pentru o viață întreagă, colaboratori în lucrarea măreață a Evangheliei. Frate Gigi, mă bucur să fim din nou împreună, să văd biserica și prezența Domnului aici pe fețele voastre. Ai aștepta ca o chestiune atât de importantă ca și credința să-și găsească definiții foarte des în Scripturi? Și cu toate acestea, foarte rar te întâlnești cu o definiție de dicționar a credinței. Așa că nu cred că este neîndreptățit să îți pui întrebarea, totuși, la urma urmei, ce este credința? Iată, de exemplu, sunt acei oameni fericiți printre noi, care cred orice lucru. Nu contează pentru ei care este sursa informației primite. Ei o cred, o acceptă. Le vine ușor să creadă. Ei cred în prorociile din Scripturi, dar cred și în prorociile lui Nostradamus. Pentru că prorocii sunt și unele și celelalte. Nu găsesc nicio diferență între ele, ca pe unele să le creadă, pe celelalte nu. Ei nu au o problemă esențială cu credința. Ei pot să creadă, le vine ușor să creadă. Este oare aceasta credința despre care citim în Scriptură? Sunt alții, cot la cot cu aceștia, care au un mecanism lăuntric cu care să-și alimenteze credința. Gândește pozitiv,
Doar trebuie să-ți închipui un anumit lucru și îl vei dobândi. Rostește o binecuvântare și o vei dobândi. Gândește pozitiv. Crede că îți va merge bine și îți va merge bine. Crede că vei fi vindecat și vei fi vindecat. Doar atât trebuie, să îți fixezi gândirea asupra lucrului pe care îl dorești, să te forțezi să crezi și îl vei dobândi. Este aceasta oare credința despre care citim în Scripturi? Tot lângă ei stă un alt grup de oameni, cei care știu că credința este la fel de importantă cu crezul. Pentru ei, crezul este esența credinței. Așa că îți recită crezul apostolic, îți recită crezul de la Niceea, ți-l recită și pe cel de la Constantinopol, de la Calcedon, sunt la curent cu teologia, cunosc pe de rost mărturisirea de credință baptistă. Oare aceasta este credința despre care vorbește Scriptura? Ei, împreună cred că vom încerca să ne uităm la aceste trei instanțe ale credinței vis-a-vis cu pasajul pe care l-am citit, care, spre surprinderea noastră, este singura porțiune din Scriptură care se apropie de o definiție a credinței. În 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, nu ai un pasaj, nu ai un verset care să își propună cu mai mare atenție, cu mai mare grijă, să definească și să ilustreze credința. Haideți, deci, să parcurgem drumul pe care autorul ne invită în a ne răspunde la întrebarea ce înseamnă a crede. Ce este credința? De la început vreau să vă ușurez promițându-vă că nu voi predica din tot capitolul. Deci vom termina la timp. Vom termina la timp. În timpul care îl avem, doar voi putea să vă îndrept atenția înspre unul alt, înspre un verset sau altul. Este un text mult prea bogat să-l puteți epuiza într-o duminică. Înainte, deci, să ajungem la capitolul citit, vreau să vedem ce putem învăța despre credință din contextul textului pe care l-am citit. După aceea ne vom duce la conținutul pasajului pe care l-am citit. Deci dacă ar fi să îmi pun întrebarea ce este credința și găsesc un capitol întreg despre credință, aș vrea să văd ceva și despre contextul în care autorul care a scris aceste versete discută despre credință. Atunci când el menționează credința, ce spune înainte, ce spune după? Cum își pregătește discursul despre credință, cum îl aduce la sfârșit? Aceasta ne plasează la sfârșitul versetului capitolului 10. În mod special, versetul 35 și 36. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Acest cuvânt care la noi este tradus cu căci aveți nevoie de răbdare, este leitmotivul
paragrafului dinainte a capitolului 11 și a celui ce sfârșește capitolul 11, începutul capitolului 12. Cel puțin de 5 sau 6 ori acest cuvânt apare și apare ca să-ți atragă atenția că atunci când vrei să discuți despre credință, trebuie să-ți pregătești terenul și să sfârșești discursul despre credință uitându-te la tema răbdării. Un anumit gen de răbdare. Veți vedea același cuvânt în capitolul 12, versetul 2, adică e la Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte a răbdat crucea. La noi fratele Cornilescu traduce a suferit crucea. O traducere bună de altfel, dar este același cuvânt cu cel din capitolul 10, versetul 36. A răbdat crucea. Același cuvânt apare în versetul 3 din 12. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a răbdat din partea păcătoșilor. Versetul 7, tot din 12. Răbdați pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Autorul își dă seama că un concept important ca și credința trebuie să fie ancorat, trebuie să fie gardat de alte concepte pe care vrea să le clarifice. Ca să înțelegi bine ce înseamnă credința creștină, terenul trebuie pregătit de cuvântul răbdare. A răbda până la sfârșit, ne spune autorul de 3 ori în epistolă. Primești binecuvântările lui Dumnezeu, apuci credința, ține-o până la sfârșit. Rabdă până la sfârșit. Du-o până la sfârșit. Înainte încă să-ți spună ce este credința, înainte să-ți dea exemple ale credinței, vrea să se asigure că discuția despre credință nu este un joc teoretic, nu este o analiză teoretică a unei fațete a vieții creștine. Nu. Viața ta, veșnicia ta este în joc, îți spune autorul, credința ta este în joc, ca să-ți pregătesc înțelegerea. Fii atent la cuvântul răbdare. Tot ce începi să duci până la sfârșit. Credință, du-o până la sfârșit. Răbdarea, suferința, du-le până la sfârșit. Acum, odată ce ne-am pregătit terenul și vom ști că atunci când autorul vorbește despre credință, vorbește în termenii unui angajament pe care îl luăm, ni-l asumăm și îl ducem până la sfârșit. Cu răbdare, cu suferință. De-abia acum ajunge să definească credința. Și din capitolul pe care l-am citit, așa lung cum este, dați-mi voie să mă limitez la câteva aspecte care cred că sunt deosebit de importante. Iată, de exemplu, unul din ele. Cu siguranță ați observat acest element de stil cu care încep majoritatea versetelor din capitolul 11. Prin credință cu tare și cu tare. Prin credință cu tare și cu tare. Autorul nu te lasă să uiți că prin această panoramă pe care ți-o face a Vechiului Testament, a poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, nu face altceva decât să spună, dragilor, este un numitor comun pe care voi îl aveți cu Avram. Prin credință Avram, prin credință voi. Prin credință Enoch, prin credință voi. Moise a avut credință,
La aceeași credință vă chem pe voi. Ei n-au avut ceva în plus față de ce aveți voi. Aveau promisiune, da? Și aveau credință. Și voi aveți o promisiune și aștept să văd în voi credință. Iată, numitorul comun care te leagă pe tine astăzi de poporul lui Dumnezeu, nu numai de la Hristos încoace, ci de la Avram încoace, de la Enoch încoace, de la Abel încoace. Pe lângă calitatea de ființă umană pe care o ai, împărtășești cu aceștia și fibra credinței. Exact ceea ce Abel a folosit ca să primească o bună mărturie din partea Domnului. Tu și oricare din noi aici avem la îndemână. Exact credința pe care Dumnezeu o laudă în Avraam poate să fie credința ta și a mea. Numitorul comun este nu doar că suntem partea poporului lui Dumnezeu, dar și faptul că avem acces la credință. Observați un alt lucru care mi se pare extrem de important în felul în care autorul își organizează capitolul 11. Ați observat poate că în prima parte a capitolului domină elementele individuale. Prin credință el, Abel. Prin credință el, Enoch. Prin credință el, Noe, Avraam, patriarhii. Accentul pe care autorul îl pune este pe un element singular. El a avut credință. Ea, Sara, a avut credință. El, Moise, a avut credință. În partea a doua însă, a capitolului, accentul trece de la o atenție particulară, singulară, a celor ce au credință, la o dimensiune comunitară. Observați, de exemplu, tranziția din versetul 32. Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă ar fi să vorbesc despre, și continuă lista celor luați în mod individual, Gedeon, Barak, Samson, Ieftaie, David, Samuel, și de aici, de la singular, trece la plural. De proroci. Prin credință au cucerit ei, au stins ei, au scăpat femeile și au primit înapoi. Iată o altă fațetă importantă a credinței noastre. Credința noastră este o îmbinare a mai multor credințe personale. Dimensiunea personală a credinței, eu cred, este la fel de importantă cu expresia comunitară a credinței, noi credem. Oricare din aceste două extreme, dacă nu sunt echilibrate, nu conduc la un creștinism sănătos. Eu cred este la fel de important cu noi credem, suntem un popor al lui Dumnezeu. La fel cum noi credem, la oaltă, este o sumă a lui eu cred și tu crezi și el crede. Cum realizează autorul acest lucru? Doar amintindu-ne că ceea ce numim noi credință se manifestă și la nivel de
individ și la nivel de popor al lui Dumnezeu. Eu cred, trebuie să fie echilibrat cu noi credem. Aceasta este credința noastră, aceasta este credința mea. Observați un alt lucru asupra căruia vreau să insist. Faptul că credința este un obiect al cunoașterii. Observați, de exemplu, în versetul 3, ordinea în care autorul surprinde două aspecte importante ale vieților noastre. Prin credință pricepem. Prin credință ajungem să înțelegem. De cele mai multe ori, ești tentat să crezi că majoritatea oamenilor nu cred pentru că nu înțeleg. Și de aceea în teologie s-a dezvoltat un domeniu mare, larg, al apologeticii creștine. Acea disciplină care oferă rațiuni, oferă răspunsuri, oferă evidențe care să te ducă la credință. Autorul epistolei către evrei însă îți arată care este ordinea între credință și înțelegere. Prin credință pricepem. Nu pricepem și atunci o să credem, ci cred și atunci o să pricep. Observați diferența mare care de-a lungul istoriei teologiei și credinței creștine a fost rezumată de mai mulți teologi în acest motto: cred ca să înțeleg. Credința care duce la înțelegere. Nu-L cunoști pe Dumnezeu ca să crezi în El, ci crezi în El ca să-L cunoști. Observați un alt aspect care cred că și are importanța lui tocmai în ceea ce autorul vrea să scoată în evidență în capitolul acesta. Observat în tocmai definiția credinței. Din versetul 11. Din versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cred că dacă ar fi să alegi un verset din toată epistola către evrei care să ridice cele mai mari dificultăți în traducere, este tocmai acest verset. Nu atât forma versetului, pentru că din punct de vedere al formei, versetul este extrem de simplu. Cuvintele însă care sunt puse aici nu sunt cuvinte ușor de tradus. De aceea există două mari înțelegeri ale acestui verset. Una din ele este înțelegerea pe care cei ce citim traducerea Cornilescu avem. Credința este o încredere neclintită. Observați, dacă ar fi să mă opresc doar aici, faptul că definești credința prin încredere. În esență este unul și același cuvânt. Credință este termenul pe care verbul a te încrede este. Ce înseamnă
a avea credință. Înseamnă a te încrede. Ce înseamnă a te încrede? Înseamnă a avea credință. Deci este un fel de cerc vicios pe care nu prea știi exact de unde să-l începi. Dar ideea este, dacă observați sensul lui al a te încrede, este un sens, ai spune, oarecum de factură psihologică. Credința este o încredere, o angajare înspre, așa, o încredere în lucrurile pe care le nădăjduiești. O puternică încredințare, din nou același cuvânt, despre lucrurile care nu se văd. Singura problemă cu această traducere, legitimă din punct de vedere istoric, este că termenii folosiți acolo de autorul epistolei către evrei nu au în limba greacă sensul ăsta. Sensul pe care cuvântul încredere îl are este cel de substanță. Și așa ajungem la cea de-a doua mare posibilitate de traducere a acestui verset. Dați-mi voie să o încerc eu. Și credința este substanța, materia lucrurilor nădăjduite. Te rog să observi această ilustrație. Când Dumnezeu face o promisiune a unui lucru pe care urmează să îl îndeplinească, să-l facă, așteaptă ca cei cărora promisiunea a fost făcută să adune la oaltă materialul din care acel lucru urmează să fie făcut. Vrei să construiești o clădire? Adună-ți cărămizile. Vrei să vezi o promisiune a lui Dumnezeu că se împlinește în viitor? Adună-ți materia din care acea promisiune va fi, de fapt, adusă la realitate. Credința este materialul din care promisiunile lui Dumnezeu ajung să devină realitate. Tot așa cum la un bloc, la o casă, ai nevoie de cărămizi ca să o construiești, tot așa, ca Dumnezeu să împlinească promisiunea făgăduită, are nevoie de o substanță, de fapt termenul latin de la care traduce în traducere latină acest cuvânt, substanța promisiunii, lucrurilor nevăzute, lucrurilor viitoare, este în credința ta. Cum știi dacă Dumnezeu va putea să-și îndeplinească promisiunea aceea pentru tine? Pune-i la îndemână cărămizile din care să lucreze. Pune-i la îndemână materialul pe care să-l formeze ca promisiunea făcută ție să poată ajunge dintr-un lucru nevăzut într-un lucru palpabil. Suntem în capitolul 11 dintr-o epistolă în 13 capitole. De-a lungul acestei epistole, autorul construiește unul dintre cele mai dificile texte pe care le avem în Noul Testament. Extrem de sever, uneori chiar dur. Dacă faceți asta, asta, asta și dacă totuși cădeți. Grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Într-o astfel de epistolă ai totuși înțelepciunea unui pastor care o scrie. Care da, își ia la îndemână capitol după capitol ca să te atenționeze, să spună să nu le faci pe astea,
să le faci pe astea. Ține până la sfârșit. Întărește-te. Nu cumva să cazi de la credință. Ai grijă dacă ai fost luminat, dacă ai cunoscut pe Dumnezeu, dacă ai gustat. Ai grijă să nu cazi. Și treci prin toată epistola cu umerii împovărați. Se pare că este o epistolă greoaie. Pune o povară pe noi mult prea grea ca să o putem duce. Dar autorul este un pastor înțelept, care știe că aceasta este doar jumătate din adevăr. Sau mai bine zis, adevărul la oaltă privit dintr-un anumit unghi. Și de aceea atunci când vorbește despre credință, dorește să echilibreze și ce ți-a spus în primele 11 capitole. Dacă ajungi la capitolul 11, rămâi cu acest sentiment că trebuie să te străduiești să ai credință, să ți-o fabrici, să fii la fel de credincios ca Avram, să nu cumva să-ți pierzi credința ca și Esau. Ține-te tare acolo, e greu, perseverează, suferă. Dar la sfârșitul acestui capitol, balanța se echilibrează. Uite echilibrul pe care îl expune autorul. Da, suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, da, suntem chemați să păstrăm credința, să dăm la o parte orice păcat, și păcat orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, da, suntem chemați să alergăm cu aceeași anduranță, stăruință, același cuvânt, dar să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică, atunci când îți faci partea, nu uita că nu ești singur în alergarea credinței. Iisus Hristos nu altcineva, nu un înger, nu Moise, nu Avram, niciunul din acei eroi ai credinței, ci Hristos însuși este Cel ce începe căpetenia și Cel ce desăvârșește credința ta. Nu cred că ar fi o viață mai mizerabilă pentru un creștin decât cea pe care o trăiește fără cunoștința acestui adevăr. Fără cunoștința acestei etichete pe care însuși Iisus Hristos o ia. Da, tu trăiește cu credincioșie față de mine, dar îți promit că eu sunt Cel ce încep și eu îți desăvârșesc credința. Autorul și desăvârșitorul credinței tale. Nu degeaba, la sfârșitul epistolei, în benedicția finală pe care autorul o aduce. Capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să-i faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut. Observați din nou elementul de echilibru. Dumnezeu să te facă desăvârșit. Același cuvânt ca și Iisus, care este autorul și desăvârșitorul credinței noastre.
Vreau să subliniez în mod special ultima parte a versetului 21. Și să lucreze în noi ce este plăcut. În toată epistola către evrei sunt doar două lucruri care îi plac lui Dumnezeu. Unul din ele l-ați auzit deja. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Adică, dacă vrei să-i placi lui Dumnezeu, dacă vrei să-i fii pe plac lui Dumnezeu, dacă vrei să-i faci plăcere lui Dumnezeu, trebuie să ai credință. Ce-ți spune însă autorul prin însăși invocarea acelei rugăciuni de la sfârșit? Fie ca Dumnezeu să lucreze în voi ce-i face lui plăcere. Care este acel lucru care îi face plăcere lui Dumnezeu? În ultima instanță, credința. Da, autorul nu ar cădea în extremele în care ne place nouă să cădem. Fie acea a creștinului care niciodată nu poate să aibă siguranța unei mântuiri, că nu știe dacă va ține până la sfârșit. Nu știe dacă nu cumva se va întâmpla ceva și nu va putea să stea până la sfârșit. De cealaltă parte, n-ar cădea nici în extrema cealaltă în care să crezi, odată ce ai crezut, gata, Dumnezeu mi-asigură sfârșitul călătoriei. Nu mai contează cum trăiesc. Nu, astea toate sunt în seama lui Dumnezeu. Mult prea înțelept acest autor ca să te lase să tragi vreuna din cele două concluzii. Te cheamă 11 capitole să dai tot ce ai mai bun, toată atenția ta, toată grija ta. L-ați păstra credința până la sfârșit. La ce bun să începi credința dacă pe parcurs abandonezi? Ține-o, frate, ține-o, soră. Dacă începi maratonul și abandonezi după 10 kilometri, este ca și când n-ai fi început cursa deloc. De aceea ne încarcă cu responsabilitate. Cunoaște-L pe Dumnezeu, iubește-L, ține credința. Dar când se uită la același fenomen din perspectiva lui Dumnezeu, ne-l prezintă pe Dumnezeu ca cel ce se angajează. Nu doar să-ți înceapă credința, să ți-o desăvârșească. Dacă Dumnezeu n-ar face asta, cred că sunteți de acord cu mine că toate eforturile noastre ar fi de prisos. Ne cheamă, cred, autorul epistolei către evrei la o înțelegere echilibrată a vieții de credință. Ne spune că fără această credință Dumnezeu nu își poate construi, nu poate transforma în realitate cuvântul promis de sine, de El. Îți pune în față tabloul oamenilor mari ai credinței. Te cheamă să-ți dai tot efortul ca să crezi, să-i fii plăcut Lui, ca să ajungi să-L cunoști, ca să ajungi să-L înțelegi, trebuie să crezi. Nu aștepta cunoașterea să preceadă credința. Crede și vei înțelege, crede și-L vei cunoaște. Du pe umerii tăi povara responsabilității față de credința ta. Niciun rabat nu face autorul acest lucru. Dar sfârșește amintindu-ți și amintindu-mi că nu ești singur pe calea credinței. Hristos, înainte mergătorul nostru, este Cel ce plămădește credința ta. Este Cel ce o desăvârșește.
și fie ca Dumnezeul care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți, să lucreze în noi ce îi este plăcut lui. Printre ele și credința. Amin.